pot până la crize de nervi să fiu deranjat de neplanificare. Fii sincer cu tine. Ei, bătrân, eu sunt barătghine. Superb. Eu sunt tată de weekend. Ai fost uneori gelos? Eu mă duc acasă și eu cred că următoarele 5-6 ore nu o să vorbesc cu nimeni. Poate fi asta interpretată o mască ta după care te ascunzi? Eu mai pot pune tracotă, o dacă trebuie, ceva. Ce te enervează la tine? Eu strig mult. Sunt un conflict niciunul. Marketingul este sursa cea mai bună de venit? Eu marketing înțeleg, dar eu că nu vreau să plătesc acest preț. Pentru tine asta este dificil? Dacă vrei să mă pedepsești, trimit mă să fac vuxuri în parc central. Ai înghețat bocna. Oliver mi-a deschis lumea culinară. Așa ai cucerit-o pe Dorina? Probabil a fost unul din ingrediente. Cum v-ați cunoscut? Măi, îndrăviță. One David's Capital un nou proiect de perspectivă în sectorul Ciocana. Aici veți găsi fațadă ventilată, ferestre panoramice, parcare subterană în trei niveluri și spații comerciale la parter. Descoperă confortul apartamentelor bine proiectate, amplasate într-o zonă de dezvoltare continuă, pe bulevardul Mircea cel Bătrân. David's Capital. Alege calitatea. Trăiește cu stil. L-am văzut pe Dumitru Talmazan la mai multe webinare, dar de data aceasta în podcastul Sincer cu tine trecem prin copilăria lui, prin uh, anii de plecări, întrebări, întoarceri. Știm cum a fost în Siberia, știm cum a fost la Academie de Arte, știm cum este în familie. L-am descoperit și introvert și extrovert. Mai multe, cu siguranță, în acest podcast Sincer cu tine o să aflați. O să-l descoperiți și o să vedeți cine este cu adevărat Dumitru Talmazan. Salut, Dumitru! Să trăiți bine! Vă <laughs> Mulțumesc că ai în primăvară, vară frumoasă! Exact! Vara, când toată lumea deja reușește să fie în vacanță, tu unde ești? Dacă să mai eu, sunt mai picil azi. azi eu sunt așa, într-o stare de pregătire de toamnă. <laughs> Din iunie, ți <laughs> Pentru că povestea ce iau cu Sania. Da, eu îmi gătesc Sania pentru că e și mare și iar nu e grea. Întotdeauna ești așa cu planuri? Ești un om al viitorului sau trăiești prezent? Eu cred că dacă îi întreba rudele mele, ei suferă din cauza asta. Pentru că am așa o chestie că pot până la criză de nervi să fiu deranjat de neplanificare. Adică eu... Așa, ok, noi am stabilit întâlnirea eu nu sunt cel mai punctual, dar când vorbim de viață, lucru, nu poate fi pur și simplu. Trebuie să aibă un scop, trebuie să aibă un deadline, un responsabil. Adică eu sunt alea că sistemic, aș zice, pe alocuri, și mă deranjează până la nervi când oamenii încalcă acest segment. Îți place să trăiești după reguli, după timpul setat, după un orar fix? Nu îmi place, sunt nevoit. Uite, am înțeles că asta este ingredientul capacității mele de producere. Dacă voi fi în haos, adică eu sunt omul haos, nu pun la loc să așa, unii dau jină că sunt creativi. Deci adică, eu sunt creativ de asta eu. Adică eu așa sunt mai haotic și am scopuri sau dorințe și atunci eu înțeleg dacă eu precis vreau ce și eu vreau, eu trebuie să fac 1, 2, 3. Și fără crearea unui sistem corect, exact, pas cu pas, eu înțeleg că n -ați dau de punctul B. Și atunci eu am de ales. Sau eu închid haciuha, sau eu mă impun și a, 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 înțeleg că eu trebuie să fiu sistemic. Dar uneori viața se trăiește de la sine, liberă, oh, da. fără programă. aici și din acestea sau totul este setat foarte corect? Weekendul. Eu sunt, din păcate, tată de weekend. Și așa Dar e. de luni până vineri ce fel de rol ai? Am rolul fiul societății. <laughs> adică eu, din păcate, familia o văd în de weekend Deja de 10 ani. Uh, și Dar e regulă. weekendul e nostru. Deci rar, rar este să venim la un podcast sau să am un training sau nu știu ce. Uh, dar de luni până vineri se primește paradoxul că eu vin seara la 10, uh, copiii dorm, eu mă duc dimineața la 9, ei la școală. Adică noi așa ne intersectăm în internet. Tu ești acasă sau peste hotare? Ai uneori <laughs> așa repleși de la soție, da? Nu, noi avem un deal. Avem o, un dialog destul de constructiv și o înțelegere care a fost, cred că în a doilea sau treilea ani, în care noi am, am realizat că dacă noi vrem X, calea este asta dacă nu ne place calea asta hai să regândim un Y pentru că nu poți fi şico, şico. ați făcut un contract după 2 ani de căsătorie da, hai să-l numim așa am avut negocieri <laughs> am văzut la masă de negocieri nu a fost o zi, un moment deci Dorina, noi avem discutat punctul A sub punctul B. Nu, noi realizam că eu cumva la început eram în antreprenoriat de organizare evenimente. Am avut o agenție de nunți. Și îți dai seama, nunțele astea înseamnă decor, până din de noapte, târzii, până dimineață, că vin miri. Eram tamada, o bucată de tema asta. Am avut special punct medes, chema business-ul. El și este, acum eu am vândut ieșit din business-ul ăsta. Am avut premii, că era primul meu business, primul meu cochel. Și uh, cumva noi din prima s o primit că Dima nu dormea noaptea acasă. Adică așa s-a primit artistul de la născare. Tu ai fost prezentator de evenimente, tu zici acum și pentru mine este așa de curios pentru că eu sunt în domeniul acesta de 14 da. ani ai, eu fost, și noi nu ne-am intersectat. Mm. Știi perioada Wet Sale? Ok, povestește tu mai adică, multe. Adică perioada Wet Sale când erau Mary Mee apăruse site-urile Uh, adică erau, spun cât, vreo 15 ani în urmă. Deci, Ești o leacă mai vechi ca mine. Da, adică noi atunci erau vreo trei agenții de wedding. Nu era conceptul wedding planner. Adică toți wedding plannerii de azi, ei au părut acum. Noi am părut, fășim decor așa cum era. Încă era fatinul la scaune. Era perioada fătinilor de de celea, dar da, erau da, frumoase da. pe atunci. Era, nu erau și cu siguranță, faptul. da, invitații. Acum facem glumii, cum erau. Dar e, atunci era Da, dar moda era, era moda. așa moda. Și cumpărai de la kilometru șapte și tăiei pe angliș și îl dădeai în rând cu 5 lei. Adică deci era așa o chestie. Și eu avem o agenție din nunți. Eu chiar în YouTube găseseram. Eu am făcut 15 ani în urmă storytelling 5 videouri etapele de organizare a unui nunțiu. Și eu acolo ies și vorbesc, noi filmăm, cum era, noi făceam content. Atunci Facebook-ul încă nu era. facebook nu era, noi, ei, sunt bătrâni, eu pusem, vă arăt gheni. Ca idee, atunci a fost întreprinăriat în pentru mine. Adică noi de la asta pornim, că cumva, regimul atunci era așa. Făceam uh, uh, buchete din nireasă, sărași din nireasă. Adică de pe atunci uh, a început calea asta mea și programul nu a fost flexibil niciodată. Eu am lucrat ca și angajat, inclusiv o perioadă. Am avut etape de astea când am ieșit din business, am dus și m-am angajat. Și am lucrat foarte puțin. Și atunci eu niciodată în viață n-am avut program stabil. Dar ai prezentat nunți, nu doar cu decor. Da, da. Că tu ai fost prezentator de nunți. Exact. Și acum ai omis. Ai lăsat nopțile mai libere și mai pentru familie. Da. Deci, din nunți, prezentarea, am mers în decor. Din decor am plecat în marketing. Deci cumva așa a fost migrarea mea uh, și am înțeles că antreprenoriatul pe atunci eu aveam secretară. Să-ți uh, m-am ascultat multe filme de este motivaționale și acolo eu știam că pe ușă trebuie să scrie director și să ai secretar care îți fac cafea. Uh, Făceam vreo 2000 de lei pe atunci eu așa cu meu, uh, dar secretara făcea vreo 4. Nu în că câte rămâne. Și am înțeles că deja sunt scut copiii și trebuia deja să fii total cu altă approach. Adică nu mai puteai tu să faci veneci și buchete din ireasă când ai doi băieți Gemini. Și atunci noi am început deja mai activ și am mers în profunzime deja, chiar m-am angajat, mi-am dat seama -mi că, băi, care... Şi... Care a fost jobul ul tău? Social media manager. Deci, la o companie. Da, da, asta era o comp uh, companie de fitness um, și pe urmă m-am angajat la, am avut două joburi în viața mea, am angajat, în rest am migrat mereu înspre liber profesionist, freelancer, antreprenor și urmă, în ultimii 10 ani de zile deja sunt afacerile mele recurente care, care le-am. De la ce vârstă ai început să moderezi evenimente și să fii în acest business al nonților? 19 era primul meu eveniment. 19 era de asta închis. Sunt niște prieteni din San Petersburg pentru că eu am plecat... După profesii, eu sunt director de casă de cultură. Eu am terminat Academie de Arte. Culturologie. Culturologie. Da, eu, management artistic și arte dramatice. Uh, pentru că am fost exmatriculat de la universitate, m-am dus la arte, pentru că umblam cu concertele, cu Radio Moldova, Ars Adolescentina, istoria. Timpurile da da, 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 uh, da. Și, uh, pe urmă, am nimerit în. Uh, în Siberia. Și din Siberia, practic, că... Vorbești de Siberia la figurat sau la Da, 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 la da, figurat. Am înțeles. Adică, calea mea așa a fost, să luăm așa, 19 ani, eu am început, am colegiu, colegiu de turism, acolo mă exmatriculează, pentru că am avut 19 două, restanțe două din 22 de obiecte, pentru că îmi pe la concursuri, pe la anunț, pe la concerte, da? adică nu, nu învățam deloc. Eu plec la Zarabotc, în San Petersburg. De acolo plec la Polul Nord, Noiabrsk, Novoi Uringoi, asta este ultima civilizație, practic, după noi era Tundra și Polul Nord. Și de la distanță aplic la Academie de Arte, frecvență redusă. Revin pe la vreo 22 de ani în Chișinău, din Rusia, de la Polul Nord, mă căsătoresc, termin Academie și fac business. <laughs> Ia-i viața în timeline de 20 de ani. Și ultimii 10 ani de zile sunt în Moldova, pe, pe direcția de marketing, antreprenoriat și mai nou. Înseamnă că tu evenimente ai moderat o perioadă scurtă? Vreo 3 ani, da. Vreo trei ani, 3 ani. -am de fost Probabil asta. și nu ne-am intersectat. Da. Tu ai început să moderezi când și eu. Mai că eu m-am dus mai departe tu te-ai dus în Siberia. Da, eu m-am dus. <laughs> mă trimis în Siberia, o că rău prezentai. <laughs> eu singur nu-mi amintesc de viața mea, mă așa <laughs> nu, este, eu sunt din Sărăta Și fratele lui Nicolae Bodgros trăiește la noi în sat. Deci, arcușul, câțiva uh, membri, -membri sunt familie. din sat, de la noi. Uh, ca vioristul, clarnetistul și fratele Botgros cânta la anunț. Și eu cântam papurii un fel de... Era perioada când Adrian Ursu avea când cu ăsta pentru tine, pentru tine, știi? Bate da, inima. Da, da nu m-a părut să râ pop sau etnofolclor ceva genul ăsta, adică zona asta. minte. De Apoi că eu atunci cântam partea de stradă. Te duceai la botanica, la dischete, acolo luai este ritmuri, mai tine schimau. Stiluri, stiluri, la Ionic, Yamaha. Așa. Și eu eram solist pe etno e ca acolo, asta de 18-19 ani e ca aici, e că aici se porne durca tu erai întotdeauna și ai rămas de fapt împărat și în căutare de sine și în căutarea așa celorlalți e, da, pentru că probac. tu te gândești nu doar la tine, te gândești și la ceilalți tu ești din Sarata Galbenă? da, Hâncește Hâncești. 1 Hâncești, da, este da, oricum nu ești departe de parte de Rezeni, pentru că eu sunt din Rezeni aha și suntem, suntem, un pic de, de vecini. la sud aici. Măie. Un pic, exact. Tu și în copilărie ai fost foarte zbănțuit? Da. Cena din școală a fost a ta. Deci nu întotdeauna, după clasa șaptea, cred am început, am învățat gitară. Deci de sinistor, am învățat să cânt la gitară, pe urmă cântam la eu. m-au dat părinții la școala muzicală, Acordeon, specialitate. Și ani de Extrem de interesant, în afară de solfege. Și, cumva, la școală, când eram, iarăși, și că acolo, cred că era etapa când m-am băgat în toată arta. Pentru că, după școală, deja tot ce înseamnă poezie, concursuri, arsa adolescentina, a, Chantona Mii, festivalul francofon, deci eram, suntem în perioada anilor când Dania, Hegea, Ana, Cernicova, el, Radu, ea, că noi eram o gașcă care, tu nu m veni să rămân în Chișinău. Și nu eu nu am reușit, uh, scând, să mă duc guz, ea, că eram în, 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 într-o facultate. Uh, și eu m-am dus pe altă parte de marketing, iar uh, băieții au continuat arta. Ai fost băieță. uneori gelos? Nu. No. Că ei au reușit să se afirme, mă refer în drumul acesta, cariera no. asta artistică, așa de Nu, nu, nu. Fii eu, sincer cu tine. Cu mine și cu tine. <laughs> 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 nu, serios. Eu mă văd cu ei. Adică noi... Mie îmi place să mă iau din când în când la sărătă galbă în chitară și să-mi amintesc din dar eu sunt pragmatic. Eu realizez că arta asta este o problemă mare comercială. În sens că e greu să faci bani acolo dar eu vreau bani. Și atunci eu înțeleg că cântând, eu mai greu voi face bani decât făcând marketing. De deci, aia, Nu, n-am aspirat niciodată să fiu artist. N-am avut dorința asta internă. Eu am nimerit în valul ăsta, eu am fost în valul ăsta, eu m-am simțit bine în valul asta. Pentru că în adolescență doar așa putea să te Probabil, probabil, era o diferență că cântam la chitară, fetele, colegiu, cămin, adică era un mediu care motiva ca tu să cauți oportunitatea asta. Adică nu aveam înainte așa formă fizică ideală și nu puteam să fiu cumva să mă deosebesc prin alți parametri. Învățam rău la școală, adică unica, unica mea șansă era arta. Și e cumva, au făcut diferență, știu că am scris în facultății și nou, automat, am ne pus uh, notă. Uh, adică am, am vândut două cântece în viața mea. Eu, vă o leg de compozitor. Tu ai făcut marketing încă nimic. Da, da. Adică... Artist, uh, ai vrut să nu fii artist, dar te-ai născut artist. Ce Asta este ideea o, despre, despre tine. O lume care, care mă înconjoară, indiferent unde mă aș și eu nu o caut, ea mă găsește. Și cu ajutorul ei deseori am uh, Te surprize de la viață pozitiv. Părinții tăi în copilărie ce făceau? Ce îți spuneau? Învață, Dumitru. Tata a lucrat mult peste hotare. Era constructor și este, acum e e la pensie, dar a fost constructor și el mereu era psihotare. Unicul plus erau ciocolatele dar în rest, adică mai mult cu mama. Și arta de acolo vine. Mama cânta, toată zona asta de artistică era, era de la mama. Tata avea strategică, avea responsabilitatea capului de familie să, să asigure ca copiii, că noi suntem, trebuie șofată, și o fată, Și să asigure și înșiguri să și Pui și pe mama la număr. da. da, da. mama lucra în sat. Să venea la Chișinău. Da, chișilau. mama în sat. Nu, e în sat, în agricultură, vier. Adică ea pe deal lucra. Nu era... Adică nimeni din familie, deja sora a plecat în direcție de profesoară, Uh, nu era o zona asta artistică, că să avem artiști, cântăreți și toate elementul. Probabil, mediu mediul, uh, vecinii mei, profesoare de acordeon peste drum în sat, satul nostru este destul de artistic, pentru că avem centri de dans, arcușul, uh, orchestră de muzică populară, la noi încă s-a păstrat uh, elementul ăsta de hobby. Chiar că în perioada în care noi filmăm, Sărătă galben, a devenit campionul Moldovei la fotbal. Ok, încești Petru Cub, dar el e din sat. E felicit. Da, să ne audă, e felicit, mă mândresc. Adică avem un sat destul de activ și tinerii de acolo întotdeauna au avut cu ce să ocupa. Este pictură, muzică, sport, dansuri. Ai avut rădăcin, rădăcină bună. Ai avut de unde să tragi mm. și să iai toată seva asta artistică. Un mediu favorabil pentru ca să exact. nu... Exact, un mediu favorabil. Și bandit. Dar... Părinții tăi nu au fost uh, din categoria oamenilor care au pile, relații, să bată în ușă, deschideți pentru Dumitru acolo, deschideți pentru Dumitru acolo. Tu ai fost uh, luptătorul Părinții și mei, băiatul aflat... care și-a făcut loc sub soare de unul singur mai mult. Eu aflat în anul întâi că eu am intrat la colegiu. Ei, nu știu ce fel de colegiu. Adică eu singur am mers, am depus. Cumva... Um, nu este despre neglijență. Noi discutam chiar cu frații despre fenomenul ăsta care s-a întâmplat. Era un grad de încredere foarte mare, puteai întotdeauna să ai susținere, dar nu îi spunea mama genul, du-te la arte sau du-te la turism sau de ce te-ai dus încolo. Eu, 19 ani, la Zarabotcă, ne-am dus. Era o perioadă asta. Deci eu fiind din 88 până la 95, ani, era perioada asta în care foarte mulți plecau peste hotare. Deci era un trend puternic. El deja a scăzut trendul ăsta. Azi noi trăim într-o totală altă realitate. Dar atunci nu era ceva de genul uh, ce, oarecum. Adică noi de la 8, 16, 14 ani lucram la fațare. Adică lucram la Mehtoc, așa la noi el se numea, unde greu trebuie să uh, știu că se 25 lei pe lună. Noi după școală, vara în special, la cules, noi avem livies Deci mediul nostru era unul destul de tehnic. Și ca uh, parte uh, de oportunități intelectuale, și ca uh, gospodărie țărănească, activă, în sat de oameni. Nu, dar suntem în sate vecini, pentru că exact vremurile acestea și cam suntem de o vârstă, le-am prins și eu, dar te ascult, nu știu, povestește așa, e entuziasmat de tot, ca un focar. Te văd un foc, de acesta care arde de dorință, de dragoste să, să povestească și să ducă în trecutul lui, dar unde vreau să ajung? Tu ești așa, de fapt, în viața ta reală? Ești așa cum arăți? Eu, ap aprecie. aparent, ești așa. Dar Eu... dincolo, iată, în interiorul tău, ești focul acesta care să povestească, să emane, Pentru că noi, când eram mai alta era aici, într-o discuție eu am rămas un pic și uimită că tu ești, arăți, extrovert, dar de fapt tu ești introvert. Probabil aș comenta asta în perspectiva dacă extrovertul este, introvertul ar fi procesul de încărcare a bateriei. Adică eu am nevoie de foarte mult eu cu mine, eu mă duc acasă și eu cred că următoarele 5-6 ore nu o să vorbesc cu nimeni. Și copiii, soției știu asta. Și deseori Dorina spune, eu și -o să filmez și -o să arăt în Instagram. Să zic, să creadă, unde e mai asta vesel, unde el e? Pentru că eu sunt destul de închis uh, în lumea mea, iar foarte multe lucruri le percep ca lucru, ca activitate. Activitate pentru mine înseamnă responsabilitate. Responsabilitate înseamnă rezultat. Adică dacă eu vin la tine, eu o să dau tăi din mine, pentru că asta e lucru meu. Pentru că lucrul ăsta este plătit prin atenția spectatorilor care ne privesc. Asta e timpul lor. Dacă eu o să mă duc la un training, oamenii știu foarte bine, eu pot, eu am avut 12 ore de training, noi am stat până la 4 dimineața, până n-am răspuns la ultimul. Și întrebă de unde ai energie? Eu nu mă întreb de unde am energie. Adică eu nu mă întreb, dar e poate să se termine atunci când eu am promis? Și asta nu e despre laudă, e un proces al meu, mecanismul meu de existență. Adică eu percep orice interacțiune ca lucru. Poate fi asta interpretată o mască ta după care te ascunzi? Mm, eu când aud mască, înțeleg că ea ar avea consecință negative. Dar eu nu, prin atitudinea. Nu, eu îl percep ca fenomen prin care eu exist. Uite, există un ecosistem și ca el să coexiste, el are nevoie, unul, de atenție eu sunt gemeni, adică eu să îmi place atenția, nu neg acest fapt. Doi, eu dacă mă apuc de ceva, eu mă dărui procesului 100%. Și pentru că eu să pot face asta, eu câteodată am nevoie să câteodată, fiecare zi, să fiu eu cu mine. Adică să închid ușile și chiar nici cei mai dragi ai mei n-au dreptul să intre. Ce face în momentul acesta? Te uiți în pod, meditezi, privești am, un film, te uiți pe TikTok. Eu două procese În Primul, eu pot pur și simplu să stau fără gânduri și al doilea, el de obicei sunt paralele. Eu numesc asta stupesc. Eu trebuie să mă uit la ceva foarte, foarte nonsens. Deci eu asta este TikTok, adică eu vin după un training, spunem de șase ore de vorbit, de o zi de lucru, după asta training. Și eu mă culc în pat, și Dorina se râde și audie în TikTok. Pentru că acolo e un nonsens. Adică de este videouri care... -i. Și eu mă uit și eu parcă mă relaxez. Adică eu parcă mă duc într-o lume care nu eu o controlez și într-o lume în care eu mă sunt bine. Și eu numesc asta procesul de... Eu tupesc. Eu așa numesc acest proces și eu mă sunt tare ok și tu mă, mă reîncarc. Pe urmă dimineață iar la am Cum este pentru Dumitru Talmazan de partea de casă? Deci, istoria Siberiei este că eu am plecat în San Petersburg la o nuntă spre zint. Eram uh, 19 ani. M-am îndrăgostit. Iată așa. Și am rămas pe un an de zile acolo. După care dragostea a fost rău cu mine și eu am uh, rămas în drum în sensul direct a cuvântului. Pentru că trăiam la prietena anilor pe atunci. Și aveam doar o cunoștință în San Petersburg, care știem eu cineva acolo. Și acolo este așa, o stradă, se cheamă Nevski Prospect. Asta este Ștefan cel Mare. Și era ora 10 noaptea, luna decembrie, iarnă, eu cu cimodanul, <gântu -i> m-am dus pe jos în sensul direct, cât e dramatic n-ar suna, dar așa a fost situația, pentru că eu eram tinerel și prostuț și când a fost un conflict, eu am ieșit, am uia, filme multe am văzut, trebuie să dorm normal pe dimineață și să mă duc dimineață, nu, gorda eu îi duc, gorda. A, și a doua zi am început să merg din local în local și am găsit chelner să lucrez o perioadă. Și pe urmă fratele meu era la Polul Nord, făcea o activitate. Și el m-a chemat în col. Șase zile am mers cu trenul. Șase zile. Asta sunt două mii și ceva de kilometri. Acolo de un tren și ala mai cu mătri, nu era, cu Șase zile continuu și am ajuns în noui Uringoi, prin ultima civilizație din ciclul ăsta de nord, mai departe nu erau oameni, erau civilizația niență, ei numesc, ăștia care merg pe cerni, reni și eu cerni pe reni și mănâncă, adică acolo când primăvară gata să dezgheață tundra și nu mai poți să vii în civilizație. Numai doar când îngheață ea vii. Și eu am din tren cu cimadanul, Peter Schiparin, pentru că un an am în Peter, avem zămașcă de astea. <gâmpări> <gâmpări> -a -a a -a. acolo Colo, zăpadă pe la genunchi. E un bluci și un scurtă. Din Peter. Vin. Nu se vede, dar când este temperatura scade, ori se ridică. La mine se înroșește nasul, pentru că eu mi-am digerat nasul. Cât mergeam de la gara până acasă. Până... Și asta a rămas de atunci când da, acum Da, exact. E aici celul celulele smarte. E pur și simplu digerat, pentru că acolo era minus 36, dar e un scurt de bluci și în blugi, și în crăsopși. Ai înghețat bocna? Da, da, deci am înghețat. Fratele tău, când te-a văzut, ce ți-a zis? <laughs> Ei se uitau la mine, știi când vin de la oraș, la sat, fiile? <laughs> Apoi, cam așa eram eu, ca la Blăjeni. <laughs> Respectiv, acolo am rămas și am început să lucrăm în construcție. Eu mai pot pune tracotă, o ștucătură, dacă trebuie ceva. Pe lângă faptul că tu faci marketing, putem să te angajăm exact. la un e, e, lucru fizic, manual, practic, da, fizic. Dar dacă, dacă se închide un înțeleg, dar dacă îți dispară Instagram, și ce? Eu te rog, știu ce o să spun. Ce mi-e într-unul la trei și înainte? Adică acolo am lucrat ca construcție următoarea. ani. Pe urmă am depus deja documentele la partea de Academie de Arte și am intrat la... Bine, deja veniți la Chișinău. Da, deci, dar o perioadă ai stat acolo, te-ai da. dedicat, dar ai înțeles că nu este al tău, tu poți să faci ceva mult mai mult decât să bați cu ciocanul. Cumva ciucană. era logic că eu eram 20 de ani și trebuia să termin niște studii, niște chestii, pentru că la colegiul meu expatriculat undeva trebuie să dau documentele. Adică era cumva și presiune externă, gen trebuie să faci ceva, nu te duci în construcție. La noi... Uh, Părinții, nu prea întotdeauna, tata fiind în construcție, nu prea vrea noi să fim în construcție, știind ce e asta. Dar noi eram în perioada în care asta era o normă, era o... o nu cu o alternativă. Era Dar... aproape un must-have la stroic să lucrezi. și... Cu dragoste, ce, ce s-a întâmplat. Și s-a dus pe apă te Te-a lăsat să pleci în frig, no, în blugi, cu geacă eu, de piele. la 19 ani, când am ajuns, Uh, istoria asta e ca din filme, Pentru că ea era cu vreo șapte ani mare ca mine. Era regizoare de teatru. Și eu am cântat în musical. Acolo în San Petersburg. Se numea Tusovka. Este în Google, dacă dai Dmitri Tamazan Tusovka acolo. Pe scenă, musical, erau eroi. Eu fiind doar de la școala muzicală, eram artist. Și ni se răslos, pentru că era, era un fel de. logic, nu o să primească. Erau, cred că, așa o aventură. Probabil. Totuși, un an de zile nu este o zi sau două. Tu ai reușit, probabil, de la ea să aduni o anumită experiență. Probabil. Regizor în San Petersburg, am înțeles da. corect? Mm -hmm. Trebuie să ai un pic de stofă. <laughs> Da, deci... Și ai avut o școală bună. Deci am, 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 avut o experiență multilaterală, hai să numim așa, în care atunci, primul eu am înțeles ce înseamnă vocal, pentru că musical trebuie să cu zilnic. Deci era o perioadă artistică tot interesantă, pentru că chiar erau ziua orașului San Petersburg și acolo se făceau în sectoare concerte și ei fiind, familia lor fiind dintr-o mediu academic, cultural, respectați în St. Petersburg, cu scrieri de cărți, premii, eu am cântat din partea Republicii Moldova în St. Petersburg, 20 de ani în urmă. Știa președintele țării atunci... Nu știe, mai și nici aflat. Vă <laughs> spun, era, era, eu, uh, acum vorbesc și parcă Parcă cineva a scris un scenariu vizita, care e de așa. Povestește cum te-ai îndrăgostit de dânsă. Cum a început povestea voastră? Tu lucrai din Eu m-am dus, nu, dus la nuntă. Nu, eu m-am dus la nuntă, spre prezint. Exact. Și era din partenerii lui. Adică acolo a fost... Tu ai fascinat-o prin vorbă. Cred că la 19 prin... ani eram ahoni. Vorbeai limba rusă? Vorbeai ah, de 19 ani? La Galbenă, ne noi vorbim limba rusă ucranianscă Ucraniană, da? Mă găurăm po hlațki. O doma e găurăm s-mă e o Așa ce ai spus acum? Vorbesc acasă, e ca așa. Adică avem așa un fenomen acasă tare interesant. Uh, mereu îl zic în așa context. Mama nu ne spune, spre exemplu, se adresează la mine. Dima, e de sudat asta în ucrainean. Mama lui tata îi spune, Gheorghe, dar tu vin în coașe. Tata îi spune n-e, Dima, e di Și el îi îi zic, hrășo, du. Adică noi trei limbi se vorbesc concomitent la aceeași masă. Tata întotdeauna se adresează la noi în limba rusă. Noi la lor le vorbim întotdeauna în limba ucraineană, dar e o așa se numește, hahol. Dar mama cu tata vorbesc în limba română și un Și pază la viață. Mm -hmm. Voi acasă? Mm -hmm. Numele copiilor Oscar și Oliver moderne, europene, americane, a cui a fost ideea? A, ideea a părnit Probabil de la mine a, Și aici Ea unește două istorii Istoria Unei activități care eu am Eu îndeplinesc, culinare Cum crezi, deși Dacă spun culinar Îți vine ceva? De la Oliver, gătea sau nu știu Aproape Și aici eu nu pot să nu fac Conexiune cu cutiuța mea fermecată Ops E ca wow. o să aibă o să aibă o legătură e ca, cum crezi, ce e aici? E ca, pentru că are legătură aproape cu ceea ce zici tu ce aș fi vrut să asociez cu Culinaria. cu, cu mine, aproape, da, te invit te rog, asta gazdă. Asta, ai, ai aici. pregătit aici vreo tigaie <laughs> să gătim De asta deschis știi? A, ce serios oh my god E o carte culinară? Da, e. Deci, în la 21 de ani, eu lucram PR manager la o casă de copii. Deci, lucram PR manager la o casă de copii din Vodă. Deci, lucram în Vodă, În fiecare zi mă duceam la Vodă, așa am făcut cunoștință cu soția mea. Era manager pe educație a copiilor care au uh, fost sau lăsați de părinți sau nu aveau părinți. Până la 18 ani erau în acest centru. Centru se numește Curcubeu Speranței. El și este și acum și eu eram PR manager. Uh, și o bună activitate din, din centru uh, era cu familiile vulnerabile. Și noi aveam așa proces în care noi descărcam furele din Germania cu cadouri, mai ales de Crăciun, veneau foarte multe. Și noi mergeam și descărcam aceste mașini. Și am găsit un ou, e așa de plastic, un ou. Căzut din cutii, ou pur și simplu. Și avea o biluță înăuntru. Credeam că e un joc. Și acolo scrie Jamie Oliver. Și eu am luat acest ou și am venit acasă, nu erau încă copii, era primul an de căsnicie. Și-am dat în YouTube Jamie Oliver. Și acest ou uh, era o invenție sau un brand de lui Jamie Oliver, în care el punea ulei, sare, piper, niște rozmarin și punea această biluță, se închidea și făcea shake, era un shaker pentru steak-uri. El făcea acest sos verde, salsa, în acest shaker. Și-am făcut cunoștință cu Jamie Oliver. Și așa am făcut cunoștință cu bucătăria. În general, bucătăria a pornit la mine la Jamie Oliver. Era un naked chef, golly power. Și am început foarte activ să intru în tema asta, steak-uri să fac și Oliver mi-a deschis lumea culinară mie în sensul ăsta. Și atunci când ne gândeam că o să fie băiat, am zis că o să fie Oliver. Cât suntem încă la bucătărie? hai să biem un da, pic doamne, sălătate. eu mi-am dat seama în timp de ce povesteai sălătate. tu despre mâncare, zic păi la mâncare trebuie și un vin roșu da, la steak, la la steak. steak așa de la regulă gratare. savorez și bem la început de podcast, dar m-am luat în discuție cu tine, Cum vezi ziua. ce înseamnă când e interesant frumosul pornește miracole în suflet, de asta sălcuța te invită să vezi și să prețuiești frumosul în tot ce te înconjoară începând cu cele mai mici detalii. De la o bobiță de poamă, sărutată de soare, până la un apus, suav, peste vale. Așa, viața prinde gust. Descoperă frumosul în vinul moldovenesc, sălcuța. Și așa a Oliver, după care am aflat că avem gemeni. Și ne-am dat seama că nu poate și Oliver, dar noi vrem Oliver, gata. Oliver era. <gâng> Oliver era. Noi îi spunem în burtul lui Oliver. Uh, și am spus că nu poate și Oliver și Dima sau Oliver și Petre. <gâng> adică a doilea vezi zic că tata, tu nu mă iubești? Deși el așa e Și așa a apărut Oscar. Uite, știi ce vreau să zic? Ieri, pentru prima dată, L-am întrebat pe Marius, băiatul meu de 9 ani. Și zic, ce faci? Nu-ți mai dau voie să te uiți la YouTube, că nu înțeleg deja ce privești. Și el îmi zic, uite, mama, eu privesc niște rețete culinare. <laughs> Și zic, tu privești? Și el, da, uite, dacă tu vii acasă, eu m-am gândit ce să facem mâncare. Și zic, ups. Vine la mine, Viorel gătește. Și am înțeles cu Isamăn în Marius. <laughs> <laughs> da, da. Și eu cred că cartea asta. Să zici că nu lucrează Universul. Lucrează și Jamie Oliver, e un, un revoluționar după mine. Pentru că el uh, o simplificat bucătăria și o că e posibil, nu trebuie și ei. E și, și Oliver. Uh, dar un moment important din viața mea, e Jamie Oliver el nu știe despre asta, dar o contribuit, o influențat, mi-a deschis o lume care azi practic îmi ia foarte mult timp și o dedicație, pentru că este Talmazan Pejar, este Talmazan Food, este TikTok, o sărată galbenă în care noi gătim, în care noi deci, practic, cum bucătăria duce poate chiar mai departe de marketing pe lucruri. Superb! Apropo, am început să urmăresc și eu show-ul tău culinar și te felicit că reușești să îmbolnăvești mai mulți bărbați să aibă dragostea aceasta de a găti. De fapt, mulți bărbați iubesc să gătească, dar din mitul acesta transmis de la părinții noștri că femeia trebuie să stea la bucătărie, regula... Numărul 1. 60% din audiența mea culinară sunt bărbații, deci mai mulți bărbați ne privesc și mersi acest show, Talmazan pe pentru mine este, nu doar ocazia a descoperi abilitățile personale, dar este de faptul că, nu contează culinar, neculinar, există ceva ce te încarcă. Se numește hobby, se numește activitate de suflet, numește cum vrei. Dar Talmazan pijar, uite, nu are mm -hmm. doar un context că el iubește să gătească, dar tu ești permanent pe foc, tu ești <laughs> e permanent <de> ardei... <laughs> arzi, da. creativ. Hobby-ul contează foarte mult. Și ce ce spuneai tot, introvert, extrovert, noi când mergem în weekend, pentru că am făcut un studiu culinar, dacă vrei, în Sarata Galbenă, în care filmez toată zona dată, și acolo eu pot să nu am telefonul în mână o zi chiar și mai mult. Când trebuie să filmezi pe TikTok și să postez, da. nu mai ai telefonul la tine? Nu, eu gătesc eu mă mă conectez cu acest proces atât de mult că eu pot să uit parametrul timpului sau să ți spunem hai, dacă ca noi câteodată vineri ne ducem și eu zic hai să gătim ceva vineri și e da, dată după lucru, poate ceva așa să ne pare să zic, nu, tu, știi care e problema? Și eu mă luat -o, și coasem, Adică nu am o problemă dacă trebuie să Să faci ceva și să găsești ceva mai, da, mai da, mult. Da, da, pentru da. tine asta te relaxează. Exact. Weekendul trecut am fost și eram vreo 12 și am făcut 12 burgere. Și le-am pus așa în rând. <laughs> și deci pentru mine asta este o relaxare. No, noi dacă te luăm pe tine într-o gașcă și te punem să faci și să faci burgeri, tu nu te plângi că băieți, da voi acolo vă distrați, dar eu aici să vă gătesc. da, no, 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 no înainte asta era gitară. Deci înainte eu un gaș că eram acela care cânta. Dar nici de băieții ăștia mai. Pentru că stăteau cu fetele, dar eu stăteau cu Acum, sunt surat, pot să-mi permit să stau la mangal cât vreau. E bună. Da, așa ai cucerit-o pe Dorina cântând la chitară? Probabil a fost unul din ingrediente, pentru că eram un artist pe atunci. Așa-ți fetele pe atunci? Și cu tine scris și cum v-ați cunoscut? Curcubeu Speranței centru de copii Deci eu cumva lucram împreună Da, povesteai, dar de felul tău Tu ești romantic, ai reușit să o cucerești Prin flori, cuvinti frumoase Știi cum spun Neamurile mele? Deci cereri de căsătorie Au fost la ProTV Pe aici Scările teatrului de oper și balet și știre, știrea, să se începea. Un tânăr din capitală și-a soția cu peste 50 de prieteni fost. Fă Am făcut o inimă mare din lumânări. Am luat gitara. Tu de la ești? Da, și teatrul teatru de operă și balet cu gitara și cântam. Mâine îndrăviță. Și tata asta. Și nu știu de unde vine protăvău. Adică eu nu l-am chemat. Aici... Nu l-ai chemat? Nu, no, nu, no, nu. No eu mă iubesc pe mine, dar nici chiar așa. Încă nu știem ce înseamnă PR de asta, content creating. Cineva din, cred că din prieteni, pentru că am avut niște complici, că eu am dus așa prin parc, am făcut vreo două cercuri și pe urmă am adus-o în fața la teatru și zic, ia stai, eu și m-am ridicat pe scări și am ieșit ca un... Macio. Scrie, scrie YouTube, Dumnezeu Talbazan, și Talbazan, cerere căsătorie. Și acolo... Tu toate le păstrezi da, ele sunt. Ele sunt. Și a, a fost, a fost frumos. A fost... Aș, nu știu de ce. Simțeam totdeauna că trebuie să fii ceva. Adică să Mai manifesti. spectaculos. Da, 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 Deci. Vrei da, băieții tăi să-ți să Ai vrea calitățile tale, nu știu, anumite chestii să preia de la tine? Da, am cotru. Acolo e inevitabil. Adică deja vedem că sunt anumite calități ale mele, anumite al Adică mi se pare că părinții, una dintre cele mai mari responsabilități, provocări și blăstămuri fericite, este că ei influențează copiii. Exact. Vrei, nu vrei, adică îi influențăm e... prin propriul nostru exact, exemplu. Exact. Și tu, tu ești un gem de consecința copilării tale <laughs> și nu te-ai rezolvat cu problemele tale și tu deja le manifestă în viața ta și asta influențează și pe denș. Pentru că eu, eu, văd asta, văd elementul, chiar dacă ești gemini, ești diferit, absolut diferiți ca interes, ca fenomen, ca și după, după fapt poți să văd și ni <laughs> da, dar da. Am înțeles calitățile tale bune, dar ce te enervează la tine? La ce trebuie să lucreze Dumitru Talmazan? Ce trebuie să schimbe Dumitru Talmazan? Eu strig mult. Eu sunt un Impulsiv? Conf... Da, eu sunt un conflict niciodată. Cu tine nu trebuie să certe nimeni? Nu, nu, nu cei care îmi promit ceva. Eu mă cert cu cei care îmi promit. Mie -mi mă extrem de mult dacă tu mi-ai promis și nu ai făcut repetat. Deci asta e probabil e ca unica ce eu, eu nu pot controla pentru că la mine în cap este gen la nivel de cum noi doar am discutat. Adică eu nu pot accepta că tu să-mi spui că ai uitat. Eu accept, n-am încotro, dar eu ca să iarăși revin la cel element, ca ecosistemul ăsta să existe, el ar nevoie să bunească. Și atunci eu îi în... Cine te poate liniști? Cine are accesul la, la tine mai ușor ca să-ți tempereze un pic uh, aerele sau uneori chestiile no, acestea inevitabile? Singur. singur singur. Eu trebuie să rămân singur. Analizez? Îți dai seama? Sim, îți cer scuze? No, nu ceri am scuzia. o problemă. Nu am o problemă. Deci, no. în general, vreau să cred că nu am o problemă să fac lucrurile care mă vor pune într-o altă lumină, indiferent ce fie asta. Adică eu trăiesc zilnic chestii când eu parcă zic, băi, dar pui, eu nu pot să fac asta pentru că eu și am niște calificative genul. Profesional sunt asta, adică am niște răspunsuri pentru mine la ce scară am ajuns în realizările mele, da? Și nu am o problemă, să cobor și să merg să fac o activitate mâine să ne ducem și să, să lucrăm la stroică. Critica hate-ul, cum îl al... foarte, foarte, bine, Foarte bine, nu-s conflict, nu pot genera hate, precum unii ai mei colegi, care zbun și le place asta și tocmai prinies plăcerile astea. Eu, eu am crescut cu bunica și eu numesc asta eu și așa mai botezat. Adică unde ar trebui colegii mei de ori zic că eu trebuie și eu mai conflict în show ăsta? Genul trebuie să creez așa, și mai, mai și mai e dacă eu strimă cineva e, 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 show la tine și... Da, păi mai așa că, că chestia asta, eu marketing înțeleg, da, eu parcă nu vreau să plătesc acest preț. E că eu parcă aș vrea să n-am vizualizări, dar să nu zic, dar păi vreau să n-am și ei și-au venit de asta lui bivă, blăi, mini. Și e oamenii zic, da' și ce s-a întâmplat? E că de este, eu știu cum să fac, dar nu știu ce, eu nu-mi primesc plăcerea în asta. Există o chestie de bun simț? Nu, eu numesc că este niscăci tot nu marketing. Eu înțeleg că este marketing, dar eu îl numesc că sunt niscă și tot. Noi. Cum avem noi în campaniile noastre publicitare, că noi vedem și zic, da, dar au fost vânzări. Ok, dacă asta e, ești gata să plătești acest preț, noi doar am avut în piață, am fost hăiți în marketing de un specialist care uh, critica pe Pentru tine a fost ok asta? Da, eu înțelegeam. Ai rezistat la tot valul da, acesta? Da, eu nu am fost afectat. În sens că eu chiar așa mai vorbesc și psihologic să zic că m-a afectat dacă eu vorbesc, nu? Dar că eu, eu, am mai spus-o la un interviu, adică m-am întrebat concret despre acest caz. Și spun, băi, eu înțeleg mecanismul. Dar dacă scopul tău este să schimbi ceva, nu, e calea care ai luat. -o. Dacă tu știi că tu mergi încolo și ați și a săpută, ok, înseamnă că eu înțeleg. Pur și simplu eu n-ați dansez cu asta. tu început acum să gândești foarte multe sketch-uri, filmulețe, reels-uri pentru marketing, pentru imagini, pentru Dorința ta de comunicare cu oameni și faptul că vrei să tragi atenție, și mie îmi place că tu recunoști acest lucru, că este important să, să fii în atenția publicului. Dar există un dar. Da. Povestea o un moment care pe mine a făcut clic. Tu ziceai că tu nu poți să te apropii de oameni atât de mult. Chiar luând ril-s care tu ești cu o bunicuță, în care te apropiați mm -hmm. și îi dai mâncare. Și tu trebuie să depășești anumite stări ale tale, niște momente ca să faci acest lucru. Și zic, paradox, tu care ești aproape de oameni întotdeauna, pentru tine asta este dificil? Mm, pentru mine este dificil. Eu am avut două experimente. Unul am în un să îmi parc mă apropie la fete și le zic uh, anumite frază. Uh, pur și simplu, trecători. Uh, și doi au fost uh, provocarea în cadrul Talmazan Pejar în care eu trebuia să merg să hrănesc oameni. Eu parcă nu făceam nică interzis. Nu, gen, nu făceam nică ilegal. Dar să intru în lumea ta cerut Pentru mine asta întotdeauna e greu. Se numesc este voxuri, da? Când De, mergi și da, te exact. ce credeți despre? Ia că, Doamne ferești, dacă vrei să mă pedepsești, trimite-mă să fac voxuri în un parc central. Eu nu pot, la mine îmi transpiră tot în mine. Eu, eu parcă eu parcă mă gândesc că eu te deranjez. Și eu nu vreau să te deranjez. Eu mi-e rușini. Uh, chiar dacă eu înțeleg că asta nu e așa. Adică eu pot sfătui să faci asta. Eu pot să explic cum tu poți asta să faci ca mecanism de marketing, ca nu știu ce. Dar eu uh, iubesc scena pentru faptul că este o distanță de 2 metri între mine și public. Și asta îmi permite eu să uh, fiu un amploa meu și tu să mă vezi pe mine așa cum vreau eu să reprezint rolul ăsta, care este jobul meu. Adică e că actorul e bun când el înțelege că ăsta e job rolul lui. Și asta nu e rău. Adică el nu e alcoolic că joacă un om bețiv în teatru. Dar el joacă așa cât cred că el, el el și în viața reală. Așa. Adică e că at atunci e performanța extremă. De el, din cauza el înțelege că este el lucrul lui. Așa că... Tu trebuie să fii actor și nu în marketing. <laughs> nu știu. Spun, nu, că eu bani nu zi, eu vreau bani. <laughs> și ca nu. să vorbim un pic și despre bani, eu înțeleg că tu te gândești și la banii tăi, încerci să ajuți oamenii să aibă și banii lor. Și marketingul, crezi că la etapa actuală este sursa cea mai bună de venit? Uh, pentru mine, da pentru mine, da, pentru, în general, marketingul este la faza dinozaurilor dispăruți în Republica Moldova. Asta cum? Asta înseamnă că noi suntem la începuturi. Noi nu avem marketingul atât de dezvoltat ca industrie. Noi nu avem instituții de învățământ, nu avem... Deci, noi avem marketing activitate. Nu zic că suntem AI. Dar noi nu suntem într-o cultură de A Noi încă suntem la etapa concursurilor și vânzărilor pe Instagram cu mașini și cu uh, like-uri. Adică uh, ăsta este un segment, un de asta, signal că noi încă suntem acolo jos. Noi suntem dacă să observ marketingul care presupune ce e marketingul, da. Adică dacă să și mă leg de ștepț, uh, fiind uh, o industrie sau un domeniu care răspunde de preț, clienți, produs, adică el formează prețul, află cererea. Noi suntem, spre exemplu, cu tine în activitate de produs media și marketingul presupune că noi avem un public care are nevoie de așa gen de produs și prin canale de comunicare noi așa produs îl livrăm lor. Noi facem marketing, practic, da? Cu plată, gratuit, deja aici îi dependență de, de, produs. Păi iată, azi noi suntem la un element foarte incipient de marketing. Și cât n-aș învăța, eu am terminat MBA-ul și am avut module de marketing și eu nu pot aplica cunoștințele care le-am. Deci nivelul care cunosc eu de marketing, când eu vin la afacerile noastre, eu trebuie să fac fundamentele de marketing. Dar nici nu de marketing, trebuie să schimbăm parola la Facebook. Adică când există Sigma și când există Kotler și nu știu ce, noi trebuie să facem în zona asta. Și asta nu e nici de ghină, nici de rău. Adică eu nu sunt critică. Eu, eu făceam greșit înainte și eu asta recunosc, că eu știind asta, vinem la oameni și vorgem lor despre strategia nu știu care. Dar oamenii zic, aleu, dar pe Google Drive noi încă habar nu avem și asta. Oamenii azi încă nu au toți Google Drive și foarte mult lucrează excel fizic, când ar putea online, și mai comod, și rui și toate. Adică, marketingul este o industrie cu potențial extrem de mare. O să fie nevoie de specialiști, o să fie nevoie de. Uh, o să aibă nevoie de afacerile despre asta, de atâta. Eu, chiar dacă azi dedic foarte mult timp uh, hobby-ului meu culinar, eu nu scap din vizor uh, elementul de marketing pentru că el e de tine. Super. Dă-ne, te rog, câteva strategii de marketing pe care oamenii trebuie să le plătească la tine, dar tu un podcast sincer cu tine le oferi gratis. Hmm. Uh, în general, în general, uh, strategii aproape nu există. Uh, Dă-ne câteva secrete care există, costă bani. Există, uh, adică, ca să înțelegi, că noi vorbim despre sfaturi, Asta este foarte, foarte greșit, pentru că nu costă sau nu costă. Dar, spre exemplu, că și ce sfârtui eu ție, spre exemplu, da? Dar eu nu știu ce resurse tu ai la dispoziție. Eu doar nu știu ce scop tu ai cu tot podcastul ăsta. Eu doar nu știu ce fel de public țintă tu ai. Și atunci când oamenii ascult sfaturi, genul, o, trebuie mă ating și în TikTok. Probabil da, dar nu. Pentru că Dax și în TikTok, pentru că trebuie să și în TikTok, tu faci greșit. Tu cheltui energie ta minimum. Tu trebuie să fii în TikTok pentru că tu știi de ce tu trebuie să fii în TikTok. Eu vreau patru strategii în schimbat în TikTok și nu lucrează niciuna pentru mine. Eu în TikTok n-am vizualizări în marketing. 300, 200, 300, 200. Ieri am pus cu food, videou de ieri în TikTok, are 96.000. de altă industrie, altă piață, alt produs, același instrument. Deci când noi vorbim de marketing, cel mai important lucru care eu aș sugera, asta este să-ți iubești consumatorul. Dacă tu îți iubești consumatorul, tu nu poți să creezi conținut de rahat. Tu nu poți să postezi puțin sau mult. Marketingul ăsta e ca comunicarea. E ca cât de des tu o suni pe mama sau pe prietenă. E ca imaginați că postarea asta e pe el. Sau stories-ul. Sau tu când suni, tu suni pentru că trebuie să suni. Ok, odată. Dar tu când suni, tu vorgești despre ce? Păi depinde pentru ce sun. Apoi când Tu, practic, ăsta e apelul tău către audiența ta. Tu pur și simplu faci așa bipuri, dai bipuri la mama. Și mama spune, alea, odată sună sau... Adică, orice mesaj transmis de către afacere, către audiență, asta este o comunicare. Și noi în din nas vorgim cu cei dragi. Noi în Dodi, n să postăm pur și simplu pentru că trebuie. De aceea, ăsta este un ingredient care eu îl iau în calcul. Nu e unic. Nu poți iei doar ingredientul ăsta și să faci uh, element. Pentru că depinde de industrie, de chestie. Noi avem comunicare corporativă, unde noi vorbim în Dodi, Un Unde trebuie pur și simplu din când în când să apari. Pentru că vânzările se fac total prin alte strategii. De aceea, dar uh, la fundamentul marketingului, aș pune dragă, față de bani. Mm, extrem de important este. E bine ceea ce spui. Apropo, ziceai de faptul că trebuie să ne acomodăm comunității noastre, bine că ți-ai amintit, chiar te rog. Tu te gândești strategii pentru alții, dar uneori nu ai timp pentru tine și tu nu știi tu cum să ajungi la publicul tău țint. Mm, nu, eu Recunoști că chestia asta? Eu nu ajung prin canalele, spre exemplu, că instrumentul de marketing pentru uh, cursuri merge foarte rău la mine. Deci nu mergi. În istoria food sau prom, de, sau asap, că sunt trei afaceri, merge bine. Aici nu merge. Și desigur la studenți, fiind în instruire. Uite, eu pentru mine, eu, eu n-aș face dacă eu aș ști precis ce trebuie să faci tu. Al doilea ingredient al marketingului, primul ți-am spus, iubește ți consumatorul. Al doilea, azi mai mult contează să faci cantitativ, decât calitativ. În prima fază. Repet, ca să fiu înțeles corect, că pentru engagement las hăituiască, da? Adică astăzi, oamenii au sindromul intrusului, foarte accentuat. Deci oamenii așteaptă istoria și ideală și să-și ridice fundul de pe Și motivul de ce ei nu fac este pentru că camera n-au, pentru că lăghirică la voi aici, la lui Nina aici, acum frumos, dar la mine nu e așa, la mine în cămin, n-am eu așa decor. Și își găsesc argumente pe alocuri de ce ei nu fac. Păi uite, azi noi suntem într-o fază în care mult mai bine este să încep să faci corect. și ajungând la peste o lună, două, trei, cinci, o să-ți dai seama unde e cel corect. Decât să aștept jumătate de, an de zile până îți ți vină îngerul păzitor să-ți și trebuie să Și să așa. prinde lumina în cămin. Uh -huh, exact. <laughs> Dimitru, Uite, noi avem rubrica Sincer Foto și am câteva fotografii selectate și vreau să le dăm un pic de poveste. Eu am să încep cu fotografia asta că e mai crazy. Unde, când și cum? Asta este uh, Academia de Arte. E asta e studentul la Academia de Arte. Uh... De asta ai fost exmatriculat. <laughs> nu, exmatriculat am fost la Colegiul de, de Turism. Da, după asta am intrat la Academia, asta e biblioteca. Eu vreau să zic că în acești ani eu eram rebel. Să-ți dai seama, acolo nu-ți puteai vorbi la telefon, dar eu vorbesc la Nokia, e cei albastră cu fanaric. Da, ai venit din San Petersburg. Ți, și aveai banii, în era, eram, eram. ce an ai făcut uh, Academie de Arte? Mm, 23-24 de ani? Asta 20 de ani oram? 2004? Pentru că am absolvit în 2012 Academie de Arte. 2004? Eram într-un proces cu, eca, cu... De regulă, puteai să-i pe toți colegii, punctul comun era cantina, <laughs> la da, <cății minți. laughs> Da, da, da. Și la cantina, acolo îi vedeai pe toți. De asta zic că te-aș fi văzut la cantină. Da, te văd la podcast. <laughs> o altă fotografie. Prezentator de nunți. Deci aici, uite și baboci ca el. Asta, era logotipul agenției Papionul. așa era moderatorul de evenimente. Asta era, eu zic că reprezenta un, o etapă din viață destul de Uite, am vrut de fapt tot la fotografie aceea, dar pot să trec la aceasta acolo cu păr pe cap și aici a -i, a -i, a -i, a -i. Da, asta este lumea mea nouă. Asta este Sărata Galbenă, este culinar, istoria Talmazan pe jar. Deci aici eu, asta e weekendul meu. E ca așa că arată un weekend al meu în care eu uh, ceva ceva mănuș pe mine, niște cărnițe acolo undeva în bazinul copiii se scaldă, soția acasă face o da, 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 da. Adică, filme. Uh -huh. De ce Kiel. La noi în familie este așa o chestie că vezi, uite, acolo se vede Erai... că pleacă, pleacă o lecție că e ca așa să duce, se duce. Și eu întotdeauna eram nevoit să aranjez în sus ciuful. Așa. Tony de gel. începând cu colegiul, Tony de gel prin capul meu trecut. Deci uh, erau gelurile astea cu 1, 2, 3, 4, 5. Apoi eu 5 luam, cel mai tare. Da, apă cu zahăr ai încercat? A, ei, de cum, nu. Și lacul suorul meu. Adică tăi, 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 ne, și eram. Doar suntem din uh, epoca testelor. <gântu -i> apoi e ca... Și când odată uh, un client din Turcia uh, mi-a propus barter să-mi fac transplanipăr nu am avut problemă, adică eu nu, nu, mă rușnesc de asta, eu chiar mă ruș, eu chiar am fost la o clinică din Chișinău ca să văd cât a scos, 2000 de euro și văd ăsta, 2800 de ferie de păr trebuiau să-mi scoate. Deci, să ne le pună în zona asta. Și eu m-am dat chel ca să văd care e situația și nu a plăcut. Și nu mai făcut de transplant de, zile, de păr. Nu, nu, nu mi-am mai făcut cumva. Uh, barba întotdeauna a fost cam alergit la berberit și cumva devine brutal. Uh, Tatuaj și eu zic ok, să fiu un alt uh, eu. Așa la vârsta mea, că la vârstă mai Hai că e bine. Da, la 80 de ani, știi cum, la 35 chiar, dar la 80 de ani o să-mi fac transplant azi de pără. Ați fac o <laughs> Azi și <e> primul sat. <laughs> Povestea ce i-a făcut frumos cu moț în frunte. Exact. O să spre despre Dumitru Talmazan. Fotografie. Da, părinții mei, mama și tata, e, e o, știi, este o energie aparte în tot ce înseamnă sărată galbenă părinții și ce facem noi. Pentru că noi am creat în interiorul familiei noastre așa un element că noi weekend, aproape de weekend, majoritatea copiilor vin acasă. Cu excepția celor care sunt Deci noi nu e sărbătoare, noi să nu ne dăm măcar o în an toți. Și asta e tare crută. Al cât copilești în familie? Ultim. Mezinu? Da. Casa în mie. Al patrulea copil ești tu. Da, da. Deci diferența dintre fratele mai mare și mine, 20 de ani. Părinții tăi ar fi undeva de vârsta părinților mei. 55 ani. Da, cam așa. Și, și de ce pentru noi e, e elementul destul de important să le dăm acum atenția, să fim alături de ei. Adică, noi știm rudele noastre, o parte din, nu la toți. Știm la unii vecini și istoria copiilor între copii și copiilor cu părinți nu întotdeauna e cea mai fericită. Viesele este lupta asta de casă, de hectare, de soci, că i-o dat lui șic, nu. La noi niciodată nu a fost o chestie. La noi este așa, îți trebuie nu înțelegi pe nu trebuie. Adică noi, frate, niciodată n-am avut problema asta de hotare, să nu ne vedem cât și mai de ani din cauza că eu de o o dat cănuța, nu așa e. Fotografia aceasta este tare nice? asta este... Ce ai făcut cu hainele tale? Băi, red. Deci am avut o experiență de a face o fotosiune nud. Am vrut să o trimit pe ceilalți. Nu trebuie. <laughs> da, știem că ești măritată și zic că mă știu închipui bărbatul tău, <laughs> de <notificare> la mine. <laughs> și, și tot eu că Și să... Shooting cu acesta a fost în red? A, da. Da, este așa e, fără. Pentru că eu pe asta nu am văzut. -o. Deci este numai în calculator. El cu calculatorul nu <laughs> este. Unde la nu numai calculator. Deci asta este viața mea de fapt. Deci, uh, Că de, uite, e ca cum crezi, seamănă eu cu omul care, spre exemplu, azi am închis o afacere. Păi mâine se să alta, nu? Da, da, azi am concediat șase oameni. Nu e nimic strașnic. Există oameni neînlocuibili, nu există. Nu, e, e, poza e despre asta, adică eu înainte de, 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 de podcast am avut o ședință cu un proiect foarte important din viața mea. Care ne l-am închis. Și. Uh, Andrei, acest... ești așa optimist? Da. Uh, 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 viața întotdeauna este despre. Ai rezolvat un puzzle, îți vine doilea. Deci, eu n-am trăit în viața mea nici o perioadă în care și acest chill despre care vor ghiseți, nu știu când l-ai prins, nu știu. La mine, dacă nu e una, e două. Dacă nu e doua, e trei. Întotdeauna trebuie ceva de rezolvat. E că n-a să mă dacă ies uș acolo și o roată ni spart. Totuși, și nu mă Și asta a creat o, o altă reacție la mine. Chiar dacă, ok, există discurajare sau există stresul ăsta, dar elementul este că ă, starea mea de alertă aproape întotdeauna e conectată. Ți-ai format anticorpi. Da, deci eu întotdeauna sunt gata de ceva și... Ce este? asta? Asta este unul dintre cele mai îndrăzneți lucruri din viața mea. <laughs> asta este... E ca, e ca este cu probabil eu. E despre simbolul gemeni, care este și zodia mea și băieții mei. Toți sunt gemini? Nu, ei sunt pe 17 mai, eu pe 26. Ei nu sunt gemeni, dar ei sunt gemini. Dacă să-i trimiți asta lui James Oliver, el o să se supere. <laughs> Pe aici trebuie să fie James Oliver. Dar da, este un personaj care stă pe cunoștință și eu am avut o cale foarte... E ca cu toată istoria asta, 19 și 30 de ani, încă au apărut de vreo două, trei ori în viața mea. Ca fenomen, eu am fost botezat în alte religii tata s-a de noi pe urmă, ne-a prinit înapoi pe urmă, noi am plecat din religie. A fost așa o, o, o perioadă bulversantă în tinerețe, copilării mele uh, și aici este un pic despre faptul că lumea este mult mai complicată decât cărțile care ne le citim despre această lume. Deci, eu m-am convins nu odată, când strebai tu de hate, uh, eu am avut un răspuns, uh, o revelație pentru mine vreo șapte ani urmă că nu există nici un om în lumea asta, nici Iisus Hristos, nici Buddha, nici președinte, nici Dima, nici Zina, nimeni care să fi făcut ceva aștept să-l iubească. Deci, orice erou, fenomen, sfințenie, obiect, are minimum un om care o zis că nu-i de corpul asta. Și dacă Universul e construit așa, de ce eu trebuie să mă aștept că în comentariile ne să apară muș? Lăsa a lăsați-o ei cu... Și asta e absolut normal. Asta este corectă acțiunea au capa exact. urși corect. Trebuie să fii pregătit și pentru asta. Sau cel puțin să auzi un podcast în care să înțelegi că mai sunt oameni hăituiți, nu numai tu. Dar, da, da, Deci, adică eu am înțeles elementul și atunci deja nu mă afectează. Eu înțeleg că e ok oamenii să scrie, mai departe este fenomenul că tu poți să ia și să creezi din asta, engagement, sau poți să ieși, ok, sau să ștergi, sau să răspuns. Mulțumim mult pentru aceste păreri extrem de provocatoare și obiective. Și vreau să închei cu ultima fotografie, că tot mă uit la ea. Familia ta, să facem cunoștință cu Oscar și da. Oliver și Dorina. Da, da, deci lângă mine este Oliver și acolo e Oscar. E, e ceea ce eu nu am prieteni din păcate, Prietenii mei au rămas în sărată galbenă. Asta a fost cu prieteni de copilărie. După care am obținut doar prieteni de viață, de job. Uh, când zic prieteni de viață, de job, asta poate fi, nu știu, Alina Andreuță, Alexandru locru. Bordea, care noi ne vedem mai des decât mă văd cu tine. <laughs> adică ne vedem, putem să discutăm niște întrebări, uh, un pic mai mult decât job. Poți să știi despre faptul că retrăiesc despre o chestie extrem de importantă. Dar prieteni, cum eram druși sau cu mătre sau asta, eu n-am, n-am cu mătre, n-am nănaș, n-am fost și Adică eu vă și nu suntem asta. Uh, și atunci, unicul ecosistem care mă înconjoară, asta este sau lucru sau familie. De deci, aceea, eu, luni-vineri la lucru, sunt vătă luni familia. Și poza cu familia, face parte din atingerea asta care o am eu. Înțelegem că fotografia a fost făcută ori sâmbătă, ori duminică, <laughs> ori <bunia>. dai, <laughs> mă, este, este, o fotografie dai. de weekend. Fine. Noi avem o întrebare tradițională în cadrul podcastului. Când ești sincer cu tine, ce îți spui cel mai des? Ce îmi spun? Mai când eu sunt sincer cu mine, eu cel mai destac. Pentru că eu și mult vorgesc, când cu mine, eu mă ghid tac. Dar îți pui ceva prin tăcerea asta. Este un mesaj în toată povestea asta? Mm. Eu, dacă să trec paralela ultimilor cinci ani de viață care au fost destul de băldărsați uh, pe toate aspectele și ca societate și ca problemele care le-am avut noi cu tot ce ne înconjoară, uh, eu sunt destul de încurajător cu mine. Tipa, eu zic, Dima, da, să Adică, eu uh, nu pot face toate coming out uh, la nivel de ce se întâmplă azi în agenda mea, dar uh, cei care se uită zic, băi, de unde ai forță? Și da, cu mâna mea ne-am făcut-o. Adică eu mă ales calea asta, nu trebuie să mă jălești, în sensul că, oi, băi, ia, 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 nu, toate provocările care le am, succesele în succesele, tu cum mânătați le făcut. De ce? Adică eu uh, sunt uh, responsabil de acest element. Asta nu-i vesel, dar eu zic că băi, de bătaie. Nu faci tu, nu-ți face nimeni. Tei de bătaie, adică... Tu ești gata să faci un eveniment mare la arena, așa de exemplu cum a făcut Bordea Alexandru, da? Și să-i inviți atâta lume? Tu poți să-ți... Asumi acest lucru? Eu nu am o problemă. Eu am fost speaker în i-așa o companie, era Business Moldest. 5.000 de oameni. Eu am fost speaker pe direcție de Facebook. Nu e problema să fii speaker. Uh, tu poți fi speaker pentru un milion, dar să organizezi. Ca organizare, comunitate, eu azi nu am așa comunitate. Deci, um, scumpul meu, Alexandru Borde are o comunitate destul de mare. Deci el este bravo în sensul ăsta. Eu mă bucur pentru rezultatele mele. Eu sunt într-un segment, sper că nu îmi explic unele insuccese, dar eu sunt într-un segment un pic mai tehnic. Eu vorbesc despre Facebook, publicitate, pixel și ție nu ți tare interesant despre asta să asculti. Și atunci nu poți compara subiectele. Deci unul este să vinzi spunem, uh, pentru cursuri pentru femei motivaționale sau motivaționale general sau psihologie sau social media sau antreprenoriat tu o să ai mai multe segmente de audiență și ele vor fi receptive. Cu cât informația este mai lapte, mai ușoară, cu atât oamenii te iubesc mai, mai mult. mult. Te iubesc mai mult, pentru că este așa un sindrom la oameni, când iese de la ședință cu mine, îi zic, că, Dima, eu parcă mai multe probleme am. Pentru că eu îți spun, uite, și 2, 3, 4, 5, 6, șase, dar el vrea eu să-i zic, tu poți. Dar eu cred că asta e bullshit. Dacă eu trebuie să te motivez, nu-i de tă... Nu, în sens că, că, eu, eu nu pot. La mine, la mine e că eu mă nervez, mă. Adică eu nu pot cred în faptul și eu înțeleg perfect că la unii, la anumite etape, trebuie că dacă nu susții aici pe 5 ani de zile la zi de la antreprenor, dar la mine sunt în ecosistemul meu, asta e bulciu. Asta, e nonsens. Dacă eu trebuie să te motivez pe tine, chiar de ce să vrei și antreprenor. Un antreprenor, după mine, care trebuie să fie, el trebuie să aibă acest grad de motivație în adinie. Și atunci, și atunci, conform regulii redistribuției, există segmente care au nevoie de motivație și duc la un speaker, există segmente care nu au nevoie de motivație și duc la doar speaker. Și tot lumea fericit. Eu stare îți mulțumesc pentru toată explicația constructivă pe care tu ai dat-o azi în cadrul podcastului și atât subiectul acesta de final a pus punctul pe I în tot ceea ce înseamnă Dumitru Talmazan și mă bucur că te-am cunoscut. Îți spuneam, tot într-o discuție. Prima dată te-am ascultat într-un webinar gratuit. Făceam pateuri la mama Se <laughs> spunea pira <joi." laughs> Da, Dimitriu, da, da. îți mulțumesc eu, tare, eu mă recunoscă tare. Îți place vinul acesta? Oh, yeah. De deci, ce stăți, dăm acasă. Da? Super. Pentru că preferatele tale vinuri sunt cele roșii, Uite, sălcuța, partenerii noștri s-au pregătit un vin roșu sec. Sălcuța. Sălcuța să te sălcuța simți când te duci acasă sub sală și e. <laughs> să <laughs> simți bine acasă, în largul tău, în natură. Poți să ne spui cum te-ai simțit? Eu mă am simțit destul de calm. Luna vedere că azi am avut o zi specifică cumva, am, am fost la psiholog, da? Tot așa <laughs> <și>, zici! <laughs> și uh, am, am avut destăinuire. A fost o plăcere să mi-amintesc de mine, pentru că uh, nu, în interviuri nu-mi place când este istoria despre să știi întrebările înainte de, de discuție. De ce? Noi nu am știut ce o să vorbim uh, și orice emoție am retrăit-o, de ce uh, eu sper că cei care nu au ascultat, pentru ei să fie asta, poate util sau cei care ne descoperă pe noi să le fie asta interesant, ori util, ori interesant, altfel, altfel care e sensul. Așa că acolo like-uri, share-uri, mă de amusut răzit marketologul de mine. și <laughs> 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 ție, mersi, spor și o vară caldă, răcoroasă și ai greș. Mulțumesc, Domnitru. Nu ești primul care zici că m-am simțit ca la psiholog. Poate nici nu trebuie să te duci la un psiholog, dar trebuie să te întâlnești așa cu un om, să discuți, să povestești despre tine, ca să te regăsești, pentru că după ce privești această emisiune, îți răspunzi la mai multe întrebări. Mersi din suflet. Spor. Hai să fim piejar. Ești gata să guși din noua ediție VIP Magazin? Caută revista în rețelele de presă și citește povestea Irinei Vlah, care anunță că este pregătită de marea provocare a vieții sale. Vezi poze de la omul anului, cel mai grandios eveniment marca VIP Magazine și află cine sunt câștigătorii trofeilor și cum s-au îmbrăcat invitații la gală. Gustă poezie cu minunata Doina Popa, află ce simte diaspora de la Anastasia Dobrovolski, iar de la Decora.md cum arată o echipă perfectă. Radu și Cirea se la dolgană îți spun povestea celor doi din Apăslaro, povestea vinului de la Sălcuța, iar Nadia Gorea și Violeta Darsalia cum a fost la Bell Expo răscolește-ți garderoba și vezi dacă ești în trenduri cu stilista Diana Serejnikov, iar la desert înghite noduri la rubrica Dezgolite frumos cu doamna doctor Corina Visan. Absolut senzațională! Ai de toate în revista VIP Magazine. Tendințe social media, nunți moldovenești în Caraibe și mobilă pentru terasa acestei veri. Citește VIP Magazine. De 20 de ani, revista oamenilor care își trăiesc visurile frumos.